Mă bucur că scap de el. Scriu pe Hircea, da. Și am o rugăminte la voi. Aveți toți foițele de feedback și vă rog să scrieți ce scriu și eu pe Hircea. Eu? Bun. Vedeți, sper să fie destul de clar. Dacă nu, dacă nu se poate citi, vorbesc mai tare. Și ăsta e un acronim și vine de la următorul lucru. PU din POT înseamnă potențial maxim atins. Oricând și oriunde. Oricând și oriunde. E bine așa? Vezi că era instalat și comentai tu? Știi ce bine era? Și poate cel mai important lucru din acest acronim e în toate aspectele vieții mele. Cum am ajuns la asta? Lucrez în vânzări de mai bine de 10 ani de zile și o parte din timpul ăsta, adică peste jumătate din el, în corporație. Și mi-am dat seama, la început nici nu aveam curajul să recunosc că nu mă mai reprezintă, că nu mă mai definește ceea ce fac. Mi-a fost frică inclusiv să mă gândesc la asta. Ușor, ușor, presiunea negativă m-a făcut să conștientizez, da, nu mai e ceea ce vreau, vreau cu totul altceva. Dar după aia s-a întâmplat o nouă teamă. Dar cum să renunț la corporație? Dar cum să plec? Dar eu ce fac? Dar unde mă duc? Dar din ce câștig bani? Dar am aici toată viața mea aici, prieten, tot. Și ăsta a fost un moment destul de delicat pentru mine. Dar am trecut și de el. Am trecut de el în momentul în care mi-am dat seama că eu pot. Eu pot să-mi ating potențialul meu maxim oriunde, oricând, și în tot ceea ce privește viața mea. Și am mai descoperit un lucru minunat. Că și tu poți să fii un speaker minunat. Că și tu poți să vorbești în fața 600 de oameni cu succes. Că și tu ai un mesaj extrem de important pentru noi și că poți să ne-l dai și să-l înțelegem exact așa cum vrei să ne faci să-l înțelegem. Că poți fi cel mai bun trainer din România. Că Speakers Arena va ajunge o mișcare absolut internațională peste tot și va fi cel mai mare succes de public speaking. Mai mare ca atât. Momentul în care am conștientizat asta a fost de fapt un declic. Și mi-am dat seama citind o vorba lui Napoleon care spunea, o să spun în română. Și o să spun și cu diacritice. Fiecare soldat care în raniță, bastonul de mareșal, fiecare dintre noi putem să ne atingem potențialul maxim pe care îl avem în noi. Toți suntem excepționali și extraordinari. E doar decizia noastră dacă o facem sau nu. Iar ca să plecăm pe drumul ăsta, avem nevoie de un mare lucru. Încredere. Și ca sociolog am văzut foarte multe studii și cercetări, dar unul dintre ele mi-a atras în mod deosebit atenția. Spunea așa, 80% dintre oameni au cel puțin un aspect din viața lor în care ei nu au încredere. Nici în aspect, nici în ei înșiși. Și mai mult decât atât, asta le afectează toată viața. Și iarăși, tot citind, îmi plac foarte mult maximele. Și citeam ceva de Sun Tzu, care spunea că o armată
este atât de puternică pe cât este cel mai slab soldat al ei. Și mi-am dat seama că în viața mea și probabil în viața fiecăruia dintre noi există, și statistica a arătat-o, măcar un aspect care îmi dă de fapt nivelul la care se află viața mea. Și era nevoie să fac ceva. Era nevoie să lucrez la încredere. Și astăzi, ca să închid povestea, apropo de sfatul de mai devreme, astăzi sunt freelancer. Am luat decizia, mi-am făcut curaj. Și făcând lucrul ăsta, mi-am dat seama, lucrând ca trainer și coach și dezvoltând echipe de vânzări, am observat că nu sunt singur. Poate știți pe cineva care are în viața lui un aspect unde ar vrea mai multă încredere în el însuși. Sau ea însuși. Eu știu pe cineva, pe mine. Poate știți. Nu e despre voi, nu, în niciun caz. Nu. Poate altcineva, un prieten, o cunoștință. Da. Ies un pic din speech. Mama avea o vorbă absolut genială. Persoanele excluse sunt de față. Da, îi mulțumim pe această carte. Dar revenind la ce vreau să vă spun de fapt, este că fiind și trainer, descoperind lucrul ăsta, și o să vă spun și ce facem cu el, că am promis că e o cale simplă, care ne crește încrederea. Am pus experiența mea de trainer, lângă experiența Zoei de trainer, și am conceput un program prin care să ne dezvoltăm încrederea. În ce fel? Exact cum am început, ca măiestrie. De ce? Un alt gânditor celebru, voi spune tot în română, Aristotel. Nu mai departe de acum vreo 2000 de ani. Spune așa. Măiestria nu e doar un act. Măiestria e o deprindere. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ea se învață. Se educă, se cultivă, se exersează. De ce avem nevoie de asta? Pentru oricând și pentru în toate aspectele vieții noastre. Nu e de ajuns să-ți faci curat să pleci la drum. Nu e de ajuns să faci încredere de început. Ai nevoie de încredere pe care să o ai ca abilitate instalată pe tot parcursul drumului. Indiferent către ce obiectiv te îndrept, indiferent care este înăuntru tău dorința, acel aspect unde tu nu ai încredere. Și pentru că l-ați scris pe foaie, o să vă rog, întoarceți foița pe care ați notat acronimul, faceți-o invers și scrieți acolo care sunt sau care este acel aspect al vieții unde prietenul vostru, care are el cei 80%, deci nu voi, da? Glumesc. Scrieți voi și scrieți pentru voi care e aspectul vieții unde vreți mai multă încredere în voi. Unul tot. Fie că vorbim de vreau să fiu un speaker mai bun, fie că vorbim de vreau să fac mai mult pentru propria sănătate, fie că vorbim de carieră, fie că vrem să devenim milionari. Ce vă reprezintă pe fiecare dintre voi? Și după ce ați făcut asta, o să vă rog să împăturiți foița cu aspectele pe partea exterioară. Lăsăm eu pot înăuntru. Și puneți un portofel sau un poșet, un buzunar, unde vreți voi. Și acum să închid și a doua buclă. V-am zis de un program prin care simplu și eficient prin care facem din încredere maestrie. Durează 6 săptămâni. Așa cum am auzit și mai devreme, pentru a instala o abilitate nouă, ai nevoie de măcar 21 de zile sau 30. Nu merge de pe azi pe mâine. De asta avem nevoie. Durează 6 săptămâni. Și
la sfârșitul lui, vom scoate bilețelele pe care am scris astăzi, aici, da? Și o să ne uităm pe cele 1, 2, 3, fiecare câte a avut. Și o să spunem, a, da, da, astea erau despre un prieten, dar meu, că eu nu am așa ceva. Eu pot. Oricând, oriunde și tot timpul. Iar treaba asta o facem practic. Sunt o grămadă de cursuri, cărți, CD-uri și așa mai departe. O grămadă de surse din care putem să aflăm tot soiul de informații. Noi venim și vă răspundem la întrebarea, ok, ce fac cu ele? Pentru că acasă e stres, e job, frânge copilul, nu știu, am avut o zi proastă. Ăla e momentul în care avem nevoie de încredere să iasă ca abilitate. Și împreună cu Răzvan am pregătit ceva doar pentru cei care sunt la Speakers Arena. Și am și o veste și mai bună decât asta. Pe lângă faptul că e o ofertă spectaculoasă, vine pauza. Dar în pauză mă găsiți tot aici, pentru cei care vor ca peste 6 săptămâni să întoarcă bilețelul să zică da, asta e despre un prieten, suntem aici și vă dăm și toate detaliile despre când începe, unde are loc și așa mai departe. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc.